Hei, bună tuturor! Eu sunt Andra Guban și astăzi v-am pregătit un nou video. Reacționez la editurile fanpage-urilor de pe Instagram. De mult am promis asta celor care îmi fac pagini speciale pe Instagram și credeți-mă că eu chiar urmăresc tot ceea ce fac ei și apreciez foarte mult munca lor, pentru că nu vă dați seama, dar un edit pentru o poză sau așa poate să dureze și o zi întreagă sau poate chiar și mai mult. Chiar dacă ați făcut vreodată vreun edit la o poză, nu neapărat la mine, ci la orice persoană publică sau persoană pe care o apreciați, scrieți-mi în comentarii cât de mult durează să faceți un edit. Nu uitați, dacă vă place acest video, să dați și voi un like, un share pe Facebook și subscribe la canalul meu de YouTube. Vă aștept cu un follow pe contul meu de Instagram, Andra Gogan, ofufui, și pe contul meu de TikTok, Andra Gogan. Deci, hai să începem! Bun, intrăm pe Instagram și eu aici am salvat foarte, foarte multe edituri. Așa că, hai să reacționăm la ele! Bun, acesta este făcut de andragogan.youtube. Arată foarte drăguț, mi se pare interesant. Pare că n-a făcut foarte multe edituri de genul acesta. Bravo! Bun, următorul, făcut de Andragogan35. Asta chiar arată foarte interesant. Totuși, trandafirii nu sunt făcuți gen la milimetru, dar mi se pare super drăguț cum a făcut în rez cu 21 și cu inimioare și părul este făcut super bine. Să știți că eu nu vreau să fiu critică sau ceva, mi se par super tare editurile voastre, dar ca reacție trebuie să spun și chestii pozitive și chestii negative. Deci foarte tare, îmi place foarte mult editul ăsta, de am dat și save. Bun, trecem mai departe. Acesta e făcut de Andragogan32. Foarte tare. Pare interesant, pare diferit făcut față de celelalte, dar mi se pare foarte ingenios făcut și îmi place foarte tare. Bun, acesta făcut de Andragogan35, cred că este unul dintre favoritele mele. Arată foarte tare. Este făcut de Sara, uite, scrie acolo Sara, micuț, 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 foarte, foarte ingenios. Ok. Și îmi place foarte mult, de chip, ochii și părul și tot. Foarte frumos, are și 142 de like-uri. Ia să intrăm pe cont. Wow, deci Andragogan35 face niște edituri foarte mișto. L-a făcut și pe acesta. Și aici apare cam o soră geamănă. Ce mișto, foarte tare. Îmi plac mult editurile tale. Te urmăresc de ceva vreme. Wow. M-am dus puțin mai jos și chiar arată foarte bine. Wow. Oh my god, știu că ăsta îmi plăcea foarte mult. Bun, Andragogan35, te felicit, ține tot așa. Faci niște edituri geniale. Bun, și hai să trecem mai departe. Hai să vedem cine ne-a mai făcut aici edituri drăguțe. Acesta e făcut de Andragogan954. Foarte drăguț, chiar îmi place. Este făcut și bine ca și desen. Și scripiciul din jur este foarte interesant. Deci, bravo! Andra, liniuță jos Gogan, liniuță jos fan, liniuță jos page, cred. Uite, page 24. Foarte mișto. Arată bine, chiar arată bine. Și în jur cum a făcut culoarea. E o tehnică foarte interesantă pe care eu n-am studiat-o pentru că n-am timp de asta, dar mi-ar plăcea să învăț să fac așa ceva. Deci, bravo celor care fac asta și au studiat cum trebuie, felicitări! Și celor care doar încearcă și doar se distrează pe edituri de fanpage, adică nu trebuie să fie perfect. Wow, foarte tare și acesta, tot de Andragogan, fanpage 24. Oh, ăsta îmi plăcea foarte mult. Andragogan, liniuță jos, L-Y, liniuță jos. Foarte mișto! E chiar foarte bun acesta. Acesta este un alt tip de edit, făcut de Andragogan285, dar mi se pare interesant. Chiar e tare. Să știți că dacă n-apăreți în acest video, o să mai fac și partea a doua, așa că să nu fiți triști, pentru că eu apreciez tot ce faceți și urmăresc tot ce faceți pe fanpage-uri. V-am promis că o să facem și o petrecere a fanpage-urilor de pe Instagram, așa că mulțumesc că sunteți, nu știu, 200. Trecem mai departe, avem aici un edit de la Andragogan285, foarte drăguț, chiar îmi place mult că e mai aproape și e foarte bine făcut. Acesta este super diferit de la Andragogan35. Două fețe cum ar fi, foarte tare. Wow, știu când l-am văzut ăsta mi-a plăcut foarte mult, tot Andragogan35, că l-a făcut de la studio și arată super bine. Wow, super outline. Deci andra-gogan.fan-page-jos. Deci când l-am văzut pe ăsta mi-a plăcut super mult. Mi se pare foarte tare cum a combinat culorile, cu negru, cu alb, cu bej.
Și părul a făcut cum trebuie și totul, parcă mai bun decât originalul. Și florile astea pe dedesubt, ia să vedem ce outliner mai are. Oh my god. Deci chiar se pricepe. Wow. Și acesta, oh my god. Oh wow, țin minte outline-ul ăsta, deci este super tare. Nu știu cât ți-a luat să faci chestiile astea, dar ești super talentată. Bravo. Și asta cu aripile, mi se pare că l-am și pus pe contul meu de Instagram, un cont de Instagram. Oh my god, cât de genial e ăsta. Wow. Trebuie să iau lecții de la tine. Foarte tare, l-am pus acum pe save. Deci nu mai am cuvinte, nu mai zic nimic. Uitați-vă la ăsta cât de mișto e. Cum e posibil? Cum faci asta? Și înainte, ia uite de Crăciun ce frumos făcea. Bravo, măi. Foarte tare. Wow. Wow. Nici nu-i dădusem like. Și acesta e foarte frumos, de la andra.gogan.love. Uite, un outline diferit acum. Andra Lemițeșos Gogan, Lemițeșos Fan, Lemițeșos Page 24. Foarte tare și acesta. Este puțin diferit, dar e interesant. andra.gogan.love. Foarte tare l-a făcut pe acesta. Mai de Halloween așa. Wow. Tot andra.gogan.love. Cât de mișto ai făcut și în jur ce tare ai făcut. Și ăsta e foarte drăguț. Line Arts by Terinca. Super tare. Deci aici face pentru mai multe persoane. Și chiar a ieșit. Uite, X Sweet Linuțeșos Andruța. Foarte drăguț. Uite, ceva diferit acum. Linuțeșos Gogan.andra.linuțeșos. Super tare. Este diferit față de cum fac celelalte, dar mie stilul ei și asta mi se pare foarte drăguț. Iii, cât de cute. Andra.linuțeșos Fan Page 55. Wow. Wow, super drăguț. Oh my god. Foarte tare, te-ai descurcat. Wow. Wow. Cât de drăguț e ăsta. Uite, andra.gogan.fan.page.jos. Foarte tare. andra.gogan.outline. Cât de tare. Ia uite cât am mai făcut pe aici, am dat like. Cât de drăguț e ăsta. Deci mi se pare incredibil. Eu nu cred că aș putea să fiu în stare să fac așa ceva. Uite, andra.gogan.fan.page 2327. Ce drăguț, ce editor frumoase. Iii. Foarte drăguț. Bombă ai făcut aici. Și andra.gogan.fan.page L-Y. Foarte tare. Uite, acesta este alt stil de edit. Și ăsta e foarte mișto. Foarte tare. Wow, și câte edituri ai aici. Andra liniuță jos, Gogan liniuță jos, fanpage liniuță jos. Cât de multe! Super tare! În stilul tău și mi se pare inedit că e stilul tău și diferit. Bravo! Just About Andra Gogan. Cât de drăguț a ieșit ăsta! Wow! Bravo! Bun, și cam acestea au fost editurile pe care le-am văzut astăzi și la care am reacționat. Toate sunt foarte drăguțe. Data viitoare o să fac ceva puțin mai diferit când reacționez la edituri. O să apăs direct pe tag și îmi spun părerea despre orice văd acolo. Așa că nu uitați să faceți și voi edituri, să mă taguiți cu contul meu principal Andra Gogan OFF sau cu conturile mele secundare, iar eu vă voi pune în următorul video de pe YouTube. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi un like, un share pe Facebook și subscribe la canalul meu de YouTube. Eu am fost Andra Gogan, iar noi ne revedem și data viitoare!